Salut! O altă modalitate de mulțire a hibiscursului este cu lege semințe. Semințele apar în această perioadă la început de luna octombrie, semințe, care se află înște capsule. Aceste capsule pot fi recoltate cu ușurință de pe plantă. Iar plantele le găsiți ca plantă ornamentală în parcuri în fața centrelor comerciale pe marginile a gardurilor sau chiar și în proprietățile vecinilor. De acolo le puteți culege fără probleme, că nimeni nu vă va zice nimic. După care venim cu ele acasă și le decorticăm. În fiecare această păstaie vom găsi în jur de 20 de semințe. Nu toate vor fi germinabile, dar destule vor fi suficiente pentru a vă asigura numărul de plante pe care vi-l doriți. Eu am strâns aici câteva sute, poate chiar mii de semințe, mai mult decât necesar, dar mi-a fost milă de ele să le arunc. Vedeți că această sămânță seamănă cu sămânța de gogoșar, dar are o structură puțin uh, triunghiulară și este acoperită cu niște perișuri. După care semințele le strâng într-un plic din hârtie după care îl punem la frigider pentru stratificare timp de minim două luni. În felul acesta avem semințe pentru primăvara și flori frumoase. Procedați și voi la fel. Multă sănătate și aveți grijă de voi!